Bitcoin pe la 70 de mii de dolari își face veacul pe acolo, ieri s-a dus un pic mai jos, s-a dus pe la 69.500 de dolari aproximativ. V-am spus în videoclipul pe care l-am filmat ieri că mă aștept ca perioada următoare BTC-ul să meargă lateral, adică între 68.000 și 71.500 de dolari, unde are o rezistență importantă. Momentan există o incertitudine în piață atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale din Statele Unite. A ieșit și rata șomajului, a rămas la fel, adică 4.1%, nu e neapărat un lucru rău, e un lucru destul de ok. Non-farm payrolls, într-adevăr, a venit mai jos decât se așteptau oamenii, însă nu e neapărat nici ăsta un lucru rău, pentru că Fed-ul o să fie forțat să taie ratele dobânzilor. O să intrăm imediat să vedem toate aceste date, să vedem ce s-a mai schimbat și pe FedWatch, să vedem care sunt probabilitățile, intrăm și pe grafic să vedem ce poveste ne spune. Până una alta, nu uita să apeși butonul de like pentru că ajută foarte mult algoritmul acestui videoclip. Pe mine mă puteți găsi și pe grup și pe X, toate linkurile în descrierea acestui videoclip. Rata șomajului a rămas la fel, 4.1%. 4.1% se așteptau oamenii, înainte a fost 4.1%. Aici, într-adevăr, poate să fie o problemă, pentru că momentan sunt 12.000, iar s-a estimat și se aștepta la 106.000, iar înainte 223.000. Dar nu e neapărat un lucru rău, pentru că Fed-ul o să fie forțat să taie ratele dobânzilor. Intrăm imediat și pe FedWatch să vedem ce s-a schimbat în urma acestei date. Am intrat pe FedWatch, dăm repede și un refresh. Am dat un refresh, vedem că următoarea ședință o să aibă loc peste 6 zile, unde Jerome o să ia o decizie. Dacă o să taie ratele dobânzilor, dacă o face, cu cât o să taie ratele dobânzilor. Vedem că în momentul de față piața se așteaptă ca Fed-ul să taie cu 25 de puncte de bază. Iar 1% dintre oameni se așteaptă ca Fed-ul să taie cu 50 de puncte de bază. Dacă vă aduceți aminte, înainte să iați această rată a șomajului, oamenii se așteptau în proporție de 10% ca Fed-ul să nu mai taie deloc. Și 90% erau să taie cu 25 de puncte de bază. Vedem că lucrurile s-au mai schimbat. Probabil se vor mai schimba până când o să aibă loc ședința Fed în 6 zile. Bitcoin nu a reacționat atât de mult pentru că nu a venit odată atât de rea. Cu alte cuvinte, rata șomașului a rămas la fel, iar BTC-ul și el a rămas la fel, se mișcă lateral. V-am spus, mă aștept ca BTC-ul să se miște lateral, între 71.500 de dolari și 68.000 de dolari. Ce nu vrem să vedem e următorul lucru, să nu piardă 64.500 de dolari, unde avem aici un suport. Dacă pierde acest suport, se duce iar în range-ul ăsta și nu am dorit să vedem asta. Bine, asta ar fi în cel mai rău caz să se ducă la 64.500 de dolari. Ăsta ar fi un caz mai nasol. Important e ce o să se întâmple pe 5 noiembrie. Oricum pe 5 noiembrie, când vor fi alegerile prezidențiale din Statele Unite, va fi volatilitate. Asta e clar. Indiferent cine o să iasă, oricum ar fi, o să vedem volatilitate mare în piețele de capital, pentru că este un eveniment extrem de important. S-a terminat și luna octombrie, Bitcoin a închis cu 10%, aproape 11%, a venit noiembrie, suntem pe 1 noiembrie, vedem că momentan BTC-ul nu știe în ce direcție să o ia. În trecut, lunile noiembrie au fost în majoritatea cazurilor pe verde, deci practic noiembrie a fost destul de bună pentru piața cripto și pentru BTC. Decembrie 50-50, șansele sunt 50-50. În schimb, noiembrie a fost o lună bună pentru Bitcoin și pentru piața cripto. Mă aștept ca și noiembrie să fie pe verde, mai ales dacă Trump o să iasă președinte în Statele Unite.
Multiverse X, deși a început anul în top 60 de criptomonede, se pare că acum nu se regăsește și a pierdut top 100. A trecut pe pagina a doua în CoinMarketCap, iar acum este pe locul 102. EGLD este la 23 de dolari. Vedem că în continuare se corectează, pare că nu reușește să-și găsească un bottom. Asta așa o știre extra care mi-a sărit în ochi atunci când am văzut-o și am zis să o postez, să o vedeți și voi. Personal nu dețin EGLD, nu vreau să investesc în Multiverse X, dar bineînțeles fiecare face ce consideră că e mai bine pentru el, nu e sfat financiar. Ăsta a fost episodul de astăzi, nu uita să apeși butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Pe mine mă puteți găsi și pe grup, este 100% gratuit, și pe X, toate link-urile în descrierea acestui videoclip. Până data viitoare, eu am fost Ciprian, aveți grijă de voi!